Peste 245.000 de carduri naționale de sănătate vor ajunge în județul nostru în septembrie și octombrie. Reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate Gorj susțin că toate cardurile vor fi distribuite până la sfârșitul acestui an. Începând din data de 19 septembrie, se vor ridica primele carduri. Conform contractului, acesta se ridică de la Imprimeria Națională în mai multe tranșe. Pentru județul Gorj sunt prevăzute datele de 19 și 26 septembrie, urmate în luna octombrie 3, 10 și 17. În cele 5 zile se vor lua de către Poșta Română, prin predare de către Casa Județeană, un număr de 245.481 de card. Gorjenii vor primi cardurile de sănătate de la poștaș, acesta având obligația de a se prezenta la domiciliul asiguraților de două ori. Cei care nu vor fi găsiți acasă vor putea să-și ridice cardurile de la poștă în termen de 10 zile. După expirarea acestui termen, cardurile vor ajunge la Casa de Asigurări de Sănătate Gorj, de unde vor putea fi ridicate de către asigurați. Până la 31 decembrie 2014, toate cardurile trebuie să fie distribuite, pentru că odată cu 2015 tot ce înseamnă servicii medicale exceptând urgențele se vor face numai cu prezentarea cardului și cu introducerea lui într-un cititor de card. Cardurile se vor inițializa la medicina de familie, unde li se vor schimba pinurile cu ajutorul medicului de familie, urmând ca din acel moment cardul să fie inițializat și să poată fi utilizat la orice furnizor de servicii medicale. Odată cu intrarea în vigoare a obligativității utilizării acestor carduri, niciun serviciu medical nu se va mai efectua fără prezentarea acestui card.